Capitolul 3. Nasturele cu sclipici De piesul din moar alb compact, material cumpărat de la pachet și lucrat după un model Dior la arta modei, era pretențios, greoi și îți făcea impresia că nu poți pune degetul pe el fără să dai peste ceva. Pliuri, godeuri, pense, umeri creți. 28 de nasturi umpluți cu paiete încheiau jacheta, marcau mâneca până la cot și șlițul adânc al fustei. După căsătorie, când Gigeta se săturase de toaletă, îl făcuse cadou lăptăresei care își mărita fata, după ce în prealabil îi tăiase nasturii. Punându-i la oaltă și înșirându-i acum pe o ață roșie mai groasă, Manole Paulian retrăia crâmpeie din zilele acelea tulburi, fără contur, defilare de, de imagini la fereastra unui tren care gonește într-un peisaj necunoscut. Din film rămăseseră doar pete de culoare, aici colo cât un punct de reper convențional și acela învăluit în ceață. Fragmentele în desfășurarea lor rapidă nu lăsaseră timp analizei, impresiile, unele înregistrate inconștient aveau să se decanteze mai târziu stârnind comentarii, găsindu-li se tâlc și rubrică din inventarul cuvintelor cum miez evident memorabile erau ale Virginiei. Masa se dăduse la restaurantul Cina și abia atunci, în seara nunții, Virginia avusese ocazia să o vadă pe Gigeta. Manole o cunoștea însă îndeajuns de bine pe soră sa ca să-și dea seama că e stupefiată. Pe vremea ei, Virgi fusese indiscutabil o figură, excentrică, trăsnită, nostimada soarelor, fără a cădea în ridicol, arborase toate modele în variantele lor acute. Tapa la pian șlagările de ultimă oră era un deliciu să o auzi cântând songuri, bluzuri, jazz, bătea pe masă și dansa tangoa apași cu accente de demi demimondenă, călărea cu aplomb de ofițeri de roșiori și, în general, nu exista inițiativă fistichie la care să nu participe cu entuziasm toate însă cu cel mai desăvârșit bun gust și fără umbră de vulgaritate. Mama lor, Coana Agepsina, se simțea consternată, iar când o surprinsese cu rochea pusă direct pe pielea goală cu excepția ciorapilor, o dăduse afară din casă. Argumente, și asta era realitatea, că așa se îmbracă cele mai și cucoane din București, uită la ultimele voguri, nu însemnau nimic pentru bătrână, se simțea mai ales indignată că ginere său nu reacționează și îi acceptă exhibiții de șantan. Cum te lasă lucrulă ăla să umbli de spuiată? Nu vă mai ajunge o daia de, de dormit? Puțin îmi pasă ce se poartă la Paris. Și dacă tot e vorba de import, că m-a țin nebunit cu importurile, aduceți aici versaiul, nu scandalul. Manole Paulian, detestând ipostaza de socrumare, încercase să treacă cât mai neobservat și se așezase la masă lângă Virginia. De altfel, petrecerea decursese decent, nu se consumaseră momentele de bâlci clasice, strigături de dar, lăutari și sentimental agățați de urechea nașului, furtul miresei, cravate slăbite din nod, etc. Dar sprâncenele fine ale Virginiei nu abandonau consternarea între bușeurile cu ciuperci și șalău o gratin, colonelul mormăise. Ce naiba ți respirația? Arăți de parcă ai fi înghițit un pește viu. Așa mă și simt, îngânase Virginia. Atunci controlează-ți expresia. O nu regard. Bătrânul Paulian îi privise nedumerit. Ce se întâmplă? Virginia dăduse paharul cu șampanie pe gât. Nu pot să-mi revin. Vorbea dezlipindu-și privirea de chipul gigetei. Spun drept, nu mă așteptam la o figură atât de vizigotă. Trebuia totuși să ne avertizezi. Cine-i vizigotă? Se interesă bărbată său holbându-și ochiul în care purtase cândva monoclu. No să de mirea Mireasa! O văd foarte bine, regina ostrogoților. ți 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 Ce toaletă imposibilă! Parcă ziceai vizigotă. Te contrazici. Ah, titi, te rog, știu ce vorbesc! Manole strânse discret mâna sorăsii pe sub masă. Vă implor, aveți timp să vă certați acasă. Se simțea și el speriat, dar din cu totul alte motive. Evenimentele se petrecuseră prea repede, nu avusese timp să se obișnuiască, lumea aceasta în care intra Dinu îi era complet străină. Ar fi dorit măcar să cunoască rațiunea acestei căsătorii. Mirii nu păreau prea îndrăgostiți și, în orice caz, fericirea, element de recuzită important al momentului, nu se citea pe chipul niciunuia dintre ei. Veselia lui Dinu, stimulată considerabil și avea impresia bătrânul intenționat stimulată de băutură, era crispată și artificială, gigeta, indiferentă, chiar rece, părea că asistă la nunta altora. De partea cealaltă a mesei, stănești, părinții Gigetei făceau figură lamentabilă. Mărunței, provinciali, ne la îndemână într-un decor cu care în mod evident nu erau obișnuiți, încurcați de numărul tacâmurilor și neștiind ce furculiță să aleagă, semănau extraordinar unul cu celălalt și amândoi cu o pereche de bătlani împăiați. Bătrânul Paulian și închipuia foarte bine într-un laborator de științe naturale al unei modeste școli din modesta urbe. Ochii neliniștiți, vii și combustibilizați de o teamă inexplicabilă și ăștia sunt speriați. Ce Dumnezeu se întâmplă? le însuflețau figurile devitalizate. Cel puțin mâna femeii tremura îngrozitor, iar degetele înnodate de reumatism, cu unghiroase fățuite cu lac roz de manicuristă în dimineața respectivă la coafor, în timp ce aștepta să prindă permanentul, spuneau totul despre gospodăria cuscrilor. Nu trebuia să o privești de două ori ca să intuiești că nefericita spălase mai multe chiuvete cu vase și oale murdare, decât avea fire de păr în chevelura săracă, curățase mii de ligheane cu mazăre sau de spanac, iar numărul negilor de pe gât depășeau considerabil pe cel al buchetelor de flori primite în toată viața. Bătrânul Paulian, ca întotdeauna cooperant la nefericirea altora, se simțise impresionat. Nici figura cuscrului nu era mai prosperă. Cele câteva pahare de vin îi vopsiseră chipul cu acea veselie tăcută și cărămizie specifică individului timid, neobișnuit cu petrecerile. Un zâmbet nătâng, parcă lipit de obraz, același și continuu ceasuri întregi amplifica aerul umil. Îți face impresia unei slugi zi, rudă, săracă, recunoscătoare că a fost primită la masa stăpânilor. Se întreba prin ce miracolo zămisliseră oamenii aceștia pe gigeta. Înțepată și plină de ea, se arunca mai degrabă spre unchiufane, personajul violaceu din capul mesei, de la distanță cel mai important vedet anunții. Îi se făcea curte la modul uleios, îi se umpleau paharele și îi se preveneau gusturile cu spinare și zâmbe de subalterni. Manole Paulian nu reținuse exact rolul în distribuția de familie, văr, unghi, prieten, simțea doar că tipul îi e profund antipatic. Sanguin, bine hrănit, cu ochi sticloși, îl simțeai puternic, sigur de el, periculos. Vorbea puțin, bea sobru, mânca dezinvolt, elegant, ca o persoană deprinsă cu eticheta meselor pretențioase. Zăbovise exact două ore, după care, făcându-i lui Dinu semn să-l urmeze, îi înmânase un plic în holul restaurantului. Dinu lăsase capul în jos, bălmăjind ceva în barbă. Manole, aflat la garderobă după țigări, trăsese cu urechea și rămăsese mirat de comportarea și cuvintele străinului. Aplicând o palmă ușoară, dar chestie de nuanță, totuși palmă, pe obrazul lui Dinu rostise răspicat. Ne-am înțeles, de acum înainte, fără prostii. Se răsucise pe călcâie și, fără să aștepte vreun răspuns, plecase cu pardesiul pe braț, salutat în echer de portarul restaurantului. Tonul amenințător nu scăpase bătrânului care se grăbise să-l ajungă din urmă pe fiul său. Cine e persoana dinule? Tânărul trăsărise. Încercase să pară nepăsător. A, tu erai? Nimeni, un rahat dă în măsa. Hm, nu cred că ar fi prea simplu. Nu cred deloc. Ciudățenile continuaseră. A doua zi dimineața, mirii urmau să plece pentru o săptămână la Sinaia, într-o modestă schiță de voiaj de nuntă. Deși biletele și camera la hotel fuseseră reținute, iar valizele pregătite, trebuiau doar încuiate, Gigeta decis să se scurt că renunță. Nu suport acum o deplasare, sunt epuizată. Manole Paulian își ascunsese nedumerirea, dar se simțise și mai nedumerit dinaintea indiferenței lui Dinu, care primise situația cu seninătate. Încerca să o poziție de circumstanță, dar îl simțeai că respiră ușurat. Obosit la vârsta lor, se mirase bătrânul, de parcă te insura în fiecare săptămână. Un alt amănunt din aceeași faimoasă noapte anunții și pe care se ferise să-l comenteze chiar cu soră sa, îi dăduse alt prilej de reflexie. Întorși de la restaurant, desigur, înainte de miezul nopții, jalnicele nunți din epoca de aur, care începeau la ora 14 în lame și smoking, pentru că ceaușeștii nu îngurgitau divertisment după lăsatul serii, zăboviseră la un pahar de șampanie. Gigeta își muiase doar buzele, apoi se retrăsese. Rămăseseră în sufragerie doar ei doi. Și aici, lucru și mai ciudat, Dinu se lăsase antrenat de conversație, ba o și alimentase, trecuse de la șampanie la whisky și, brusc, bătrânul avusese sentimentul că băiatul n-are deloc chef să urce în dormitor. Cred că acești copii nu se doresc când de ajuns, își zisese Manole, care și în gând se exprima cu decență. Cel puțin, Așa am eu impresia. Totul îi se părea straniu, în contradicție cu ce cunoștea, trăise ori auzise el în privința unor proaspet căsătoriți. Dacă ar fi fost o legătură veche consumată, aș mai putea pricepe. Dar ei s-au cunoscut recent, nu știu dacă au trecut două luni. Și atunci, dacă nu se iubesc, explicăm dumneata de ce s-au mai luat. Misterul avea să-i se dezvăluie mult mai târziu peste ani când curiozitatea îi ostenise în bună măsură. Se obișnui să între timp cu bizareriile vizigotei, așa cum rămăsese pentru Virginia în conversațiile lor private, se născuse Crișan, se întâmplaseră atât de multe. Și apoi, mariajul, fără să înregistreze cote înalte, nici fericire, dar nici dezastru, mergea. Dinu era același băiat bun cu dispoziție egală, Gigeta, dacă nu era deranjată, rămânea suportabilă și tuturor li se părea, cel puțin așa credea Manole, că ăsta e normalul de când lume. Când însă, într-o noapte mai specială, Dinu îi smulsese legătura de pe ochi, bătrânul avea să se mire cum de nu făcuse nicio corelație între această căsătorie ciudată și anume întâmplări grave, da, da, foarte grave, petrecute doar cu puțin timp înainte puse nasturii cu sclipici într-o punguliță de plastic de la colanții gigetei și legă gura strâns cu un capăt de șiret roșu. Dragul de Manolică nu-i din calea afară de isteț, nu-i spirit ca virgi, dar are bun simț și suflet mare. Dumnezeu are grijă de ăștia mai neajutorați. Biata tu, șacuța, șopti bătrânul strângând în brațe perna. O scotea pe mama din sărite cu panseurile ei a dormi uitând să-și scoată proteza. Avea să o găsească în pata a doua zi, a zvârlită de convulsiile sforeitului. Gigeta se trezi ca în fiecare luni dimineață la ora șapte. Nu era mai prost dispusă ca de obicei, dar încă nedezmeticită și respectând o hotărâre luată în ajun, dar despre care nu-și mai amintea clar, știa că este că trebuie să fie supărată. Când deschise ochii, constată că patul lui Dinu e nedesfăcut. Se culcase probabil în odaia lui Crișan, unde în afară de pătuțul băiatului se mai afla o canapea extensibilă. Se mai întâmplase să doarmă acolo, dar numai în situații de excepție, când fiind bolnavă prefera să fie singură în dormitor. Recapitulă discuția din ajun și un râs uscat îi strâmbă gura așezându-se în fața toaletei cu gesturi mai nervoase ca de obicei, își prinse părul în câteva ace pentru a se putea machia mai comod. O privire pătrunzătoare, cu nasul aproape dipit de oglindă, o asigură că arată bine, freș și fără cearcăne. Pe umerii plin, blidele cămășii de noapte combinezon lăsaseră două urme înguste, roșietice. Se masă și trecu în baie. În timp ce își făcea toaleta, trebuie să recunoască că atitudinea lui Dinu o surprindea nepregătită. În zece ani de căsătorie era primul lui act de nesupunere. Situația o irita prin inedit, dar în primul rând pentru că era vădită tentativa de uzurpare a unui drept pe care Gigeta și l-a rogase de la bun început în mod absolut. Acela de a decide, de a domina, de a fi necondiționat ascultată. Îmi face mie pe independentul, vrea să divorțeze. Chestiunea mă lasă rece, o vom face însă dacă vreau eu și când decid eu. În realitate, Gigeta nu-l luase niciodată în serios și era hotărâtă să nu-și bată capul nici acum. Cine știe ce toană l-a pălit? Da, da, toană, conchise, trecându-și a treia oară pensionul cu rimel peste gene. Întrerupse operația brusc, străfulgerată de un gând. Revelator, ăsta era! și a început să râdă arătând oglinzii dinții mărunți și regulați. Ce naivă sunt! Cum de nu mi-am dat seama? Domnul e gelos, a sesizat că Johnny îmi face curte și... Nebunul de Johnny fusese într-adevăr imprudent și dacă moleul reacționează atât de violent, își putea ales ne imagina dimensiunile scenei pe care le făcuse o vulcanică oteliană canină. Se simțea atât de flatată încât râse umflată de satisfacție până își sprăvit toaleta, o oră de excepție că de la 20 de ani își raționaliza mobilitatea feței și, prevenind ridurile, își cenzura râsul vrășmaș. Era prima oară că uita. Simțindu-se în continuare într-o dispoziție strălucitoare, arboră în premieră o roche de voal, verde plisată solei, ultimă noutate a stiliștilor italieni decise totuși să-și camufleze starea de spirit, abordând un aer glacial și ofensat. Din nu trebuie scăpa din lesă, trebuie să știe că nu îi sunt îngăduite crize de personalitate, că orice act de nesupunere va fi imediat sancționat. Deschise șifonierul și primul lucru care îi sări în ochi fu biletul pus la vedere pe poșetă. Aha, își zise mulțumită, micuța scrisorică de scuze, veșnicul lui I am sorry, Parcă de data asta nu o să-i meargă. Îl deschise cu vârful unghiilor manicurate de parcă ar fi atins o cârpă murdar. Anticipa deliciile unor scuze umile pe care avea să le accepte greu. Ți-am pus biletul pe geantă ca să fiu sigur că îl vei găsi. Vreau să știi că aseară n-am glumit. Voi divorța oricât m-ar costa această hotărâre. Te avertizez că orice opoziție este și va fi zadarnică. Comunică eu te rog și avocatului pe care îl vei angaja. Dacă înțelegi exact ceea ce vreau să spun, ne vom cruța timpul și nervii. Nu am nicio pretenție materială, tot ceea ce am achiziționat împreună îți aparține. În cursul dimineții de azi, introduc acțiune. Sper că totul se va petrece decent. Asemănarea cu o meduză scoasă din minți era izbitoare și bătrânul Paulian rămase țintui locului. Dacă expresia nu ar fi fost fioroasă, caricatura era perfectă, ochii ațe oblice, gura prizonieră între două arcuri de cerc, șuvițele de păr date cu gel, fulgere țâșnite în jurul capului, l-ar fi făcut să râdă. Lipi instinctiv peretele și așteptă cu răsuflarea tăiată. Gigeta îl măsură cu dispreț ucigaș. Făcu o pauză lungă care își atinse scopul. Paulian simțea că îl trec sudorile. Îngână prostește. Bună dimineața! Buzele gigetei se schimonosiră într-un râs rău, fără dinți. Declară tăios. E excelentă, te asigur! Bătrânul aprobă din cap și dădu să iasă. O clipă. Te rog, comunică-i fiului dumitale? A, a, a plecat mai de dimineață, pe la cinci, da, da, chiar la cinci. Aha, felicitări! După ce că e porc, e și laș. Manole Paulian înghiți în sec. Te rog, Gigeta, să nu folosim cuvinte tari pe care nu-i așa, să le regretăm. De regretat va regreta dumnealui și încă amarnic. Bine, cum crezi? Dinu a plecat, cum să spun, definitiv. Adică pentru câteva zile, până, până ce... Nu-și găsea cuvintele, gigeta, tâmplele îi pocneau de furie, izbugni. Până ce? Vorbește odată și nu tremura ca un vierme nenorocit. Bătrânul Paulian roșii, nimeni în peste 75 de ani, o realiza acum cu uimire, nu-l insultase, nu-i se adresase pe un ton irreverențios părea cu totul neobișnuit, dar firea blajină și un destin mediocru îl feriseră de situațiile acute, chiar dintre cele mai mărunte. Fusese un copil docil, străduindu-se să fie pe placul tuturora și, deci, imposibil de bruscat, un școlar mijlociu despre a cărui silință nu se putea îndoi nimeni, un funcționar conștiincios și soțul tolerant al unei femei placide până la somnolență. Cu autoritățile comuniste nu avusese de-a face, Trecea strada numai pe verde, iar la rarele cozi la care participase în viața lui, ceda locul câte unui nerăbdător mai nărăvaș. În mod normal s-ar fi simțit dezarmat, dar ineditul, brutalitatea gigetei, îi biciuiră în mod neașteptat orgoliul. Se simți luat de val, total lipsit de control și purtat spre zone necunoscute. Țipă cu răsuflarea tăiată. Dumneata, da, să-ți fie rușine! Foarte bine a făcut dinu. Da, da. Doamna Paulian încercă să fie ironică. Asta rămâne de văzut. În realitate, își regreta ieșirea. Era în contradicție cu felul ei de a trata lucrurile în general. Îi deteriora poza de lady construită cu migală încă din adolescență. Grobianisme își îngăduia doar în monologurile interioare și dacă printr-o minune de tehnică, i s-ar fi putut înregistra gândurile nerostite, grosolănia, trivialul și fantezia sintagmelor puturoase ar fi umilit o echipă de hamali beți turtă în meci cu Naționala Gunoierilor. Fiul meu a plecat până ce te vei muta, dumneata, să te întorci la părinții dumitale, aici e casa lui, așa să știi. Gigeta șuieră și asta rămâne de văzut. Bătrânului îi clănțănea proteza de furie, se adresă de fapt zidului, chipul gigetei, întreg interiorul era învăluit într-o ceață ca Ce să vedem? Da, nu-i drept ce faci, dumneata, există tribunale, legi. Gigeta se îndreptă spre ușă râzând sfidător. Am să rămân aici cât o să am chef. Tribunale și legi, ai să vezi, dumneata, poți să-i o comunici rahatului de feciorul tău. Plec doar când poftesc moșnege, poate după ce crăpi. Ceața din casă deveni roșie. Paulian încleștă pumnii. Am știut, totdeauna am știut, ești o vizigotă. Moș neag smintit. Manole Paulian își dădu drumul epuizat pe canapea. Ușa trântită de gigeta zgudui casa și se uită năuc la tencuiala sărită pe parchet. Versuri deprinse de mult pe băncile școlii primare de băieți Alexandru cel Bun din Botoșani îi zvâgniră pe buze. De un moșneag, da, împărate, dar moșneagul ce privești? Ce-ți veni, monșer, să ne trezești cu noaptea în cap? Johnny Diamandescu se uită râzând la ceasul sovietic de pe bufet, imitație din plastica unui iceberg în care fusese fixat un cadran verde viu mineral. Ora șapte. Johnny îl mustră convențional nevastă sa. Dintr-o singură privire înțelese că buba s-a spart. Chipul bucăliu al lui Dinu, acum scăzut și crispat, cu trăsăturile adunate și sacul de voiaj pentru deplasări scurte agățat de umăr, spuneau totul. Tânărul Paulian își mușcă buza. Iertați-mă, de la șase mă învâr prin cartier ca să nu vă deranjez. Johnny îl bătu pe umăr. Ești un fraier. Ce naiba s-a întâmplat? Dacă aveți secrete, eu pot să mă retrag spuse Nina prea repede, prea oportun, prea diplomatic. Din Dinu surse amar, bănuiește sau chiar știe. Johnny îi îndreptă nevestisii o privire oblică. Parafrază mental un percept filozofic citit într-un almanah, ajustându-l la situație. Excesul de tact duce la gafe. N-am secrete față de voi, mormăi sumbru paulian. Încercă să râdă. Ce era zil politic? Diamandescu zâmbi. Habar n-am ce vrei să spui. Arată scărțile și ne pronunțăm. Paulian le pădă sacul, încercă să-i cuprindă pe amândoi într-o singură privire. Dacă vă deranjez, nu i nicio problemă, mă descurc eu. Nina îl conduse maternă până la primul scaun. Îl sili să se așeze apăsându-i umerii. Băiețaș, exprimă-te limpede. Orice s-ar fi întâmplat, fi sigur că nu te lăsăm. Din ură ușor capul și sărută mâna rămasă pe umăr. Ochii se umeziră, îl înduioșau gesturile de prietenie încercă să pară degajat. Fraților, eu am cărat-o de acasă. M-am despărțit de gigeta. Diamandescu și nevastă să se consulta scurt peste capul lui. Sigur, mirosiseră istoria, dar nu se așteptaseră la o evoluție atât de rapidă și categorică. Dacă aș putea sta la voi un timp, sigur, numai dacă e posibil. Aveți camera de serviciu, nu v-aș încurca prea mult. Vorbea cu ochii plecați, copleșit de jenă. Nu-i plăcea să ceară dependență de orice natură îl umilea. Mă pot duce la un hotel, chestiunea e că... Își trec cu palma peste fruntea transpirată. Voi avea cheltuiel mari și m-a mai pus dracu să cumpăr rahatul ăla de teren de la Ștefănești. Nu știu ce a fost în capul meu. În fine, sunt cam strâmtorat. Nina îi astupă gura cu palma mare, proaspătă, răcoroasă de om capabil, energic și pe care te poți bizui. Niciun cuvânt în plus, de când ai deschis gura, ai debitat numai prostii. O să stai la noi fără nicio problemă. Cât despre despărțire, poate te mai gândești. Mai ai timp. În ochii ai lui Diamandescu se aprins o flăcăruie de râs. Câte banalități poate înșira Nina și numai tâmpenii de bună gospodină. Recunoscu însă în sinea lui că n-ar fi știut cu ce înlocui textele gogoși. Tăcerea în anumite momente trebuie totuși mobilată chiar și cu stereotipii în funcție de situație. De la injecții cu optimism, totul se rezolvă, lasă să treacă timpul, suntem siguri că va fi bine, etc., până la condoleanțe. Stereotipii care, în ciuda platitudinii, rămân valabile. Hai, dinule, spuse Nina cu o vioiciune forțată. Ce bun prieten suntem noi și înțelegem atât de bine prin ce treci. Bănuiesc că n-ai dormit toată noaptea. Până faci tu un duș, îți pregătesc camera. Bărbată său o privi curios. Nina era ultima persoană despre care și-ar fi închipuit, care încuraja o despărțire. După o tinerețe jucăușă, naufragia se într-un convenționalism conjugal de tip evanghelist. Căsnicia trebuie salvată cu orice preț, sacrificiul de moment îi înalță valorile, mai devreme sau mai târziu, vom avea satisfacția jertfei și a dărniciei împlinite. Presupun că nu o suportă pe Gigeta un resentiment adânc, crâncen. Dinu se mută de pe un picior pe altul, descumpănit. Simțea nevoia să vorbească, să se descătușeze, până la un anumit punct, desigur, atât cât se îngăduia unui gentleman să-și dezvăluie nefericirea. Nu cred că aș fi în stare să dorm, sunt prea agitat. O să vi se pară, nu știu cum, nu mă judecați, dar aș prefera să beau ceva. Johnny Diamandescu exclamă cu glas de sărbătoare. Ura, bătrâne, la dispoziție! Cred că nu ne-ar face rău câte o picătură. Nina simulă perplexul. Sunteți nebuni? La șapte dimineața? Ei și, râse Johnny, iată avantajele privatizării. Eu mi-am în partida de poker, tu lași fâțele să dea singure din fund, fără consilii științifice. Nina, deși arsă de curiozitate, simulă consternarea. Johnny, prezent! Dinu, trebuie să se odihnească un somn bun, uită-te la el în ce hal arată. E destul de mare ca să știe singur ce are de făcut. Paulian zâmbine sigur. Ce bine că vă am pe voi! Diamant de scul împinse spre baie. Nina are dreptate, un duș o să te învioreze. Ai un halad roșu agățat pe ușă, după aia discutăm. Eu pun de cafea. Hai, mă grăbește-te! Îl conduse până în pragul ușii și, asigurându-se că nevastă sa nu-l aude, îi suflă în ureche. Sper că gagica e mișto. Cine e? O știm? Surâsul lui Dinu se strânse într-un rictus chinuit. Dora, gagică, blasfemie, rostia nevoie. O să știți când o să vrea ea. Intră în baie și în curând se auzi jetul chiuvetei, apoi al dușului. Rezemată de servantă, Nina aștepta cu mâinile înnodate la spate. Pe buze îi flutura un zâmbet triumfător. Ți-am zis? Johnny ridică mâinile ca dinaintea unui revolver. Mi-ai spus? Corect? ai fi așteptat? Bărbată său rămase pe gânduri. Sorbizatul din ceașca de cafea începută dimineață. Sincer, nu. No. Pe dinul am socotit întotdeauna o cârpă la picioarele transpirate ale gigetei. Nu știu dacă ai băgat de seamă, dar tu duhnesc ca la un tălpaș. Îți mută nasul. Ai constatat-o probabil ieri când îi fredonai serena de în genunchi. Diamant descurâse. M-aș fi mirat să nu observi. Da, nu-l vedem în stare de acte vitejești. Cât despre Dora, Dora ce? Nu o vedeam nici pe ea deranjându-și viața. În orice caz, nu pentru unul ca Dinu. Concluzia? Mai am de învățat. Nina zâmbi și îi încolăci gâtul cu brațele. Proaspăt deodorate, miroseau afa. Sper că nu te gândești să iei exemplu. Mă mai iubești? Unde a ajuns ca să nu-mi iau lumea în cap înainte de săptămâna viitoare? Îi sărută vârful nasului. Nevastă să își plie ușor genunchii, era cu jumătate de cap mai înaltă, Atât cât să-și poată înfunda obrazul între gâtul și umărul bărbatului. Nu-i văzut clipirea particulară a privirii. Iar fi dat de gândit. Virginia, sora bătrânului Paulian, nu avusese copii, dar, spre deosebire de alte persoane, cele mai multe, de fapt, în situația ei nu-i trata cu gângurel el peltice, imaginându-și că se fac simpatice și, desigur, mai ușor de înțeles se comporta și discuta cât se poate de natural, netratând diferențiat adultul de școlar. Rămăsese de pildă celebră printre cunoștințe recomandarea făcută cu ani în urmă fetițelor unor prieteni, puștoaice care încă nu împliniseră 10 ani. Fetelor, în voiaj, trei lucruri sunt obligatorii. Periuța de dinți, pijamaua și irigatorul. Periuța de dinți fusese de altfel una din obsesiile constante ale Virginiei avusese o dantură foarte frumoasă care rămăsese intactă până azi la aproape 80 de ani. Se putea făli că în viața ei nu se așezase pe un scaun stomatologic și nu folosise un singur tub de pastă de dinți. Ca și mai sa, altă dințoasă celebră, își curățase dantura cu un așa zis praf de șoareci, o combinație moștenire de familie, din sare zgrunțuroasă, bicarbonat și cenușă. Virginia se ținea în general bine și dacă mersul n-ar fi fost defectuos, alterat până la șchiopătară de un os crescut în talpa piciorului strâng, stâng, ar fi furat degajat vreo 15 ani. Păstrase expresia din tinerețe, nostimă și spirituală, glasul limpede cu dicție perfectă ca și cu afura, o învălmășală de păr prinsă în câteva ace invizibilă, vag oxigenată, totdeauna încălcită. Altă ciudățenie nu se spăla niciodată pe cap, și nu folosea piepten, ci doar o perie cu care își netezea superficial chevelura. Nu se miră când auzi soneria de la ora 8 dimineața. Excepție printre bătrâni, îndeobște solitari, fatalul cerc de vid biologic amplificat de fiecare an scurs, Virginia primea vizite în tot cursul zilei, fiind frecventată de persoane de vârste diferite și din diferite compartimente sociale. Era ageră, prezentă, ospitalieră, comentatoare de forță a evenimentului politic. Oamenii o găseau amuzantă, încercau împreajma ei un sentiment de nostalgie, conștiinți că Virginia reprezenta unul din ultimele exemplare ale acelor repetabile decenii interbelice. Nu se miră deloc când se trezi cu Crișan, care în mod normal trebuia să fie la școală. Îl primi firesc fără exclamații și se întoarse grăbită la aparatul de radio. Chiolnul transmitea știrile de dimineață îi făcusem băiatului o clipă și am terminat, vârându-și urechea dreaptă în aparat și privind concentrat zidul din față. Un gest reflex de pe vremea când aceste emisiuni erau ascultate în surdină, iar la primul semnal de alarmă se schimba urgent postul. Prin anii 58, un coleg de al colonelului făcuse canal, numai pentru că la o percheziție pe ecranul Philipsului fusese răgăsite trei semne făcute cu creion chimic, corespunzând lungimilor de unde ale BBC-ului, Parisului și ale Vocii Americii. Crișan se așeză în fotoliul desfundat. Ținea strâns lipiți, semn de încordare, genuchii nu prea curați și se uita rătăcit prin jur. Pe oglinda florentină, neaștepta de bine păstrată în ciuda seismelor de toate categoriile prin care trecuse, zbârnăia o viespe intrată prin balconul deschis. Ajungeau până aici zgomotele bulevardului din primele ore ale dimineții, peste drum, la sediul partidului liberal, o femeie de serviciu în halat verzui spăla geamurile. Lângă intrare, pe balustrada de piatra clădirii, un prăpădit își întindea marfa vreo câteva zeci de cărți cam ferfenițite și reviste capitaliste vechi cel puțin doi-trei ani. Un suspin adânc sfâșie pieptul băiețelului, ochii se opriră supra micii pendule de bronz de lângă fotografia colonelului și care, din câte își aducea el aminte, nu mersese niciodată. În general se simțea bine la Virginia, dar acum totul îi se părea înghețat, străin și dacă ar fi cunoscut termenul ostil, nenea cau-cau, foarte chipeș în uniformă de maior, anii 41, foto Julieta și cu monoclu, îi se părea străin. Când Crișan era mic, l-a lintat l cu croncănituri de cioară. Băiețelul nu le putea reproduce decât simplificau. Simplificat, cau-cau, vine nenea, cau-cau rămăsese numele consacrat chiar și pentru familie. În sfârșit, Virginia se desprinse de aparat cu ochii sclipind de satisfacție. Rușii sunt perfizi, încearcă să-l manevreze pe bușca să scape de japonezi. Emise hohote distincte de râs. Ha, ha, sunt ridicoli, uită că buș a fost șeful Sia înainte. Curilele se întorc la japonezi, ascultă-mă pe mine. Tot ce am prevăzut acum 45 de ani s-a împlinit cuvânt cu cuvânt ca de titi de-ai noștri că n-au mai apucat să vadă. Acum, chestiunea e, ce face Becker la Paris? Tanti Virg, o întrerupse băiatul timid. Da, dragă, ai nevoie de bani? Întinse mâna după poșeta aflată la îndemână pe o comodă. Am primit ieri pensia, sunt sigură că pot face ceva pentru tine. Sper că nu te-ai apucat de fumat. E un viciu imposibil. Nu, tanti. Foarte bine, deși înțeleg că ți-e greu când la voi toți pufăie. Nu, adică nu vreau bani, altceva, Spune, dragă, ia, stai, parcă ai plâns. Intră imediat în panică. S-a întâmplat ceva la voi? Crișan rosti greu, parcă scurt circuitat de azi. Tata a plecat de acasă, de tot. Mama a țipat azi dimineață la Coco. A făcut o vizigotă. Virginia, căscă ochii perplexă, copleșită, având impresia că nu realizează cumulul de nenorociri, o depășau. Ce vorbești? Nu înțeleg nimic. Ce le-a venit? iar erați toți o Unde zici că s-a dus Dinu? Trupul băiețelului fus cuturat de un hohot. Lacrimile abia stăpânite îi inundară obrajii. Scoase o batistă murdară și își șterse nasul. Nu știu unde s-a dus, dar divorțează. I-a zis lui Coco, moșneac smintit și vierme și... Chipul mic se boțise de durere. A fost rea. Cine dragă? Suflă stupefiată. Gigeta? Vai de mine, îmi spui niște orori, un scandal groaznic, dar de ce? Din ce s-au luat? Inima lui Crișan se boți. Nu putea uita clișeul surprins în grădina diamandeștilor. Suflă cu nasul în pământ. Tata o iubește pe Dora. Am văzut eu. Ce ai văzut? A sărutat. -o. Vrea să moară. Cine să moară? A, le amesteci îngrozitor. Îi telefonez lui Manole. Băiețelul suspină. Acum doarme. Cum? Doarme, după ce a plecat mama la școală s-a culcat. Adică după scandal? Crișan dădu din cap, trăgându-și nasul fără batistă. Dumnezeule, să nu-i se fi făcut rău! Precis a avut un atac. Am știut că se întâmplă o nenorocire. Toată săptămâna l-am visat pe titi, supărat. Am presimțit, eu nu mă înșel niciodată, am presimțit. Continuă din ce în ce mai ambalată, deși nu presimțise nimic. Se repezi la telefon. Formă înfrigurată numărul, dar din cauza tulburării greșit de două ori. Sună lung, mai încercă, dar fără rezultat. Nu răspundea nimeni. Asaltată de gânduri negre și pierită de spaimă, își luă poșeta și năvălin în lift fără să-și dea seama că plecase în pantofi de două culori. Stângul negru, dreptul cel de pânză care îi menaja în casă, laba infirmă, alb. În taxi a avut impresia că se sufocă de emoție. Numai de numi s-ar face rău. Simți mânuța rece a lui Crișan, care căuta instinctiv o crotire. Bietul copil, e și el mor de frică. Gigeta părăsi locuința, săcuită de un sentiment de auto-nemulțumire. Cedase nervilor, ceea ce contravenea principiilor ei, își dezvăluise întreaga artilerie și cel mai deprimant, în ciuda unor ani mulți de trudă, riguros controlată, se dovedise a fi rămas vulnerabilă. Tânăra doamnă Pauliană își ridicase cu migală, la serviciu și în familie, distinsa statuie de gheață, monument de sânge rece. Așa ar fi dorit să fie, sau cel puțin să pară, încredințată de impresia extraordinară pe care o asemenea fotografie o imprimă celor din jur. În realitate, fusese luată prin surprindere de un galop de evenimente neașteptate, aceasta constituia o scuză, dar nu schimba nimic, și se răfuise cu prima victimă ieșită în cale, un beșleagă puturos ne însemna din toate punctele de vedere. Tirul trebuia concentrat asupra altei ținte și Gigeta încercă să se consoleze cu gândul că era departe de a-și fi epuizat muniția. Un foc greșit, dar numai unul singur. Am pierdut o bătălie, dar nu războiul. Cine a spus chestia asta? Cel mai mult o surprindea însă descoperirea unui puternic resentiment, ură chiar împotriva bătrânului pe care nici măcar nu și-l bănuise. Până atunci nu-i dăduse importanță și uneori chiar în clipe de bună umoare și dacă avea timp să bage în seamă un obiect senil, era dispusă să accepte că individul are totuși tact și că nu deranjează. Gigeta realiza acum, cel puțin subconștient, că dacă ne sunt dezagreabile persoanele care n-au făcut o impresie proastă, detestăm pătimași pe cei cărora noi nu le-am plăcut sau i-am dezamăgit. Trecu pe la școală atât cât să-și aranjeze orele, oricum respira greu aerul colegilor, azi însă s-ar fi sufocat și lua un taximetru spre locuința părinților ei. Nu prăpădea multe parale pe discernământul lor, dar simțea nevoia să se reculoagă. Să vorbească tare, să peroreze, să se indigneze, să smulgă exclamații de consternare și legitimă revoltă. Cel mai puternic sentiment care o domina însă era nevoia de vendetă dorea intens și se părea că niciodată nu dorise ceva cu mai multă forță, să pedepsească greu, adânc de neuitat, să se răzbune pe dinu, pe bătrân, chiar și pe codul așa aia alienată, șchioapă șuie și nețesălată, uite cine vorbea de vizigoți, pe toți paulienii de la descălecare și până în contemporaneitatea postrevoluționară. Ei găsi acasă, mai s-a trudea într-o bucătărie plină de aburi cu obraji încinși și acela era ferat specific gospodinelor în zile de scuturătură mare sau roboteală culinară specială. Bătrânul demontase cutia poștală și îi repara broasca. Gigeta intra, intră val și amândoi rămăsese răstană de piatră. Îi vizita ar de tot, mai mult vorbeau la telefon, dar și atunci bătrânii grijind să sune la ore când fata nu se odihnește dar tot nimerau pros, fie că gigeta abia intrase pe ușă, frântă de sigur, ori tocmai ieșea, avea o mozafiri sau un maldăr de teze de corectat. Ecaterina Stănescu, mama, i-a încercat de obicei ca mai îndrăzneață, se pierdea în scuze umile, apoi depunea cu grijă receptorul transpirat în furcă. E prăpădită de oboseală, mititica, muncește mult. Bătrânul care de fapt nu se opusese deloc inițiativei și în sinea lui răsufla ușurat, bine că-i teafără și sănătoasă, replica moale. Eu ți-am zis, lasă-o în rosturile ei, să nu o pisăm. Gigeta le îndreptă o privire scurtă. Amândoi că scaseră ochii fără gene, semănau mai mult ca niciodată între ei, dar în special asemănarea cu două zburătoare speriate era mai frapantă ca oricând. Amănuntul în sine o scoase din sărite. Ce naiba fabricați aici?" Anastase Stănescu șterse făstăcii degetele de cracii pantalonilor. Reparam cutia, copiii din bloc. Mamă-ta s-a pornit la dulceață de căpșuni. Am găsit mai ieftine la matache. Știe că-ți place." Paulianca își a zvârlit poșeta pe canapea. cu v-au găsit și pe voi zăhărelele." Maica s-a îngână pierită. N-am știut că vii." Adăugă călcându-și pe inimă de gospodină, Dulceața avea să fie ratată, neagră ca păcatul. Dacă vrei, sting, o dreg eu mai pe urmă. Alte preocupări nu mai aveți? Mai ia om o carte, un ziar, mai deschide un televizor. Stăneștii se priviră vinovați. După cărți nu se omorâseră pe semne lipsă de deprindere, din gazete nu pricepeau nimic, bașca, literele puricoase, trebuia să spari ziarul cu nasul ca să te dezlușești, televizor nu aveau. Cât fusese fata acasă, nu lângăduise din pricina zgomotului, mai pe urmă, așa se obișnuiseră și nu le lipsea. Nici aparatul de radio nu-l deschideau. Eu zic să ne așezăm, sugeră timide Caterina Stănescu, trăgând cu ochiul la toaleta ficății și, în general, la întreaga înfățișare. Că mândră mai e! Și după 35 de ani nu înceta să se mire până la extaz, cum adică ea și Anton, din Caracal, doi inși ca toți inșii, au izbutit asemenea persoană minunată. Dacă nu mai așa vă merge mintea, așezați-vă! Deschise cu un gest brus frigiderul și scoase o sticlă cu apă rece. Trânti ușa cu zgomot, bătrânii tre la unison. Cunoșteau accesele de mânie ale fetei și le temeau, dar parcă după ce se măritase se mai liniștise. Unde se vedeau și rar, dar ștefănești, stăneștii preferau să-și închipuie că operau roadele căsătoriei. Gigeta bău pe nerăsuflate două pahare cu apă și își mai turnă încă unul. Instinctiv mai că s-a dădus să se ridice, să umple sticla la bucătărie, dar bătrânul o ținu de mână. Fata e nervoasă, nu vezi? Intuia că acum ar fi izbucnit din orice fleac. Ochii gigetei căzură pe tineretul liber încă nedeschis, cu un bobârnac îl expedie pe covor. Dacă vreți știri de ultimă oră, vă dau pe cea mai strașnică. Își calculă cu un rânjet efectul. Drăgolașul vostru general o divorcează. divorțează. Cuvintele fusese răscuipate. Bătrânii aiuriți păreau că se sufocă. Ecaterina Stănescu o scăpă în oltenească neaușe. Doamne ferește! Ce glume să știa mamă! Nu era total neșcolită, avea la bază o comercială, dar nu lucrase decât câțiva ani până la căsătorie. Stănescu o ținuse acasă. Ecaterina era șubredă, iar el milos. După aceea se născuse gigeta și niciunul nu concepea că fata să crească cu cheia de gât. Lipsa de preocupări însă, dincolo de perimetrul imediat al frigiderului și carnetului cec, o abrutizaseră, alungându-i până și pospăiala de cunoștințe din școala medie. Cu vârsta se trezea și se mira ea însăși, folosind tot mai des expresii de prinse acasă, la caracăl și pe care le credea de mult uitate. Glume? Se miră sarcastic Gigeta. Văd că nu râde nimeni. Hai, mamă, nu mai fi mai idiotă ca de obicei. Anastase Stănescu interveni păciuitor. Ia-ne mai pendelete, gigeluș! Mama ta e și ea speriată, parcă nici eu n-am înțeles tocmai bine. Fică-sa îl fulgeră cu privirea. Am vorbit limpede, românește! Râcni! Porcul de Paulian vrea să divorțeze! Acum ați priceput? Ecaterina Stănescu, fiartă, îndrăzni să-și ridice ochii. De ce, mamă, din ce v-ați luat? Auzi? Țipă gigeta înfigându-și pumnii în șolduri. Din ce ne-am luat? Mai bine zi, de ce l-am luat? O râmă, un nimic și pe deasupra și porc. Cum îndrăznește? Cum?" Bătrâna vorbi mașinal ca să nu tacă. Știu și eu, mamă. Dacă păi el l-a întrebat?" Paulianca simți literalmente că pocnește de furie. Ce destin nenorocit să ai toată viața de a face doar cu imbecilii recuperabili." Se mai ceartă oamenii," sugeră timid Anton Sănescu. Cine zice că nu s-a necăjit cu omul de lângă el o viață, minte. Aștept să se limpezească apele și, pe urmă, vezi că e ca la început. Încercă să râdă. Ba și mai dulce. Gigeta își mușcă buzele carminate. Trebuie să mă stăpânesc, altfel le spar capul. Din pricina efortului, glasul sună dogit. Ce să aștept? Ce ape? Azi, la ora 12, e la tribunal. Introduce acțiunea de divorț împreună cu avocatul. Are și avocat? Se minune Ecaterina Stănescu de parcă faptul în sine, angajarea unui apărător, punea mod tragediei. Din ceva tot v-ați încins gigeluș, conchise taică său. Nimeni nu bagă actele așa din senin, cât ai fi de mânios până ajungi la tribunal, te răcorești. Din nimic, răgni gigeta, eu nu mă cert cu nimeni. Cu alt auditoriu, declarația emisă la diapazonul respectiv ar fi stârnit ilaritate. De fapt, Gigeta era sinceră, iar cu bărbată său nu se certase niciodată, vreme de zece ani. Se înșelase însă asupra unui singur aspect. Din unui era un docil, sclav, necondiționat recunoscător că se află sub porunca unei regine, ci doar indiferent. Superb, magnific și cu un drăcesc simț al umorului, indiferent. Aerele și pretențiile vizigotei îl amuzau gras, iar dacă Gigeta i-ar fi auzit râsul interior, hohote homerice, S-ar fi cutremurat. Axiome, preluate ștafetă din mamă în fică, explicații imediate pentru orice tulburare de comportament a dumnealui, soțului, lumină rămintea stăneascăi. La mijloc e o muiere, pui gâtul. Gigeta, cu tot orgoliul răscolit, săltă capul nărăvaș. Muiere! Aș vrea să o văd și eu pe aia! Substratul era de fapt altul. Cine se pune, cine se compară cu mine? Și cu băiatul se interesă practică Ecaterina Stănescu cum rămâne? Pe gigeta, întrebarea o găsine pregătită. La Crișan, prinsă de avalanșa evenimentelor, nici nu apucase să se gândească. Rosti scurt, încă n-am divorțat. Bătrânul își umezi buzele. Dacă, dacă el o ține tot hăis, nu îl poți răzgândi. Sunteți prea tineri și nici cu deasila nu merge fata mea. Ce, îl priponești cu poliția? Mai eu la trai? Tase! îl opri speriată nevastă sa. Faceți cum vreți, dar eu vă spui una. Se întrerupse căutându-și cuvintele, inima îi bătea strangulându-i glasul și respirația. Îndeobște nu se manifesta, fusese toată viața umil slujbaș, umiltată de familie, dar acum, indiferent de consecințe, trebuia să vorbească. Fică sa îl măsură ironic. Abia aștept să ne-o spui pe aia, una. Ce-o spui, Gigeluș, acolo unde nevasta își disprețuiește bărbatul, și unde bărbatului s-a oprins călcâiele după alta, ești, copilul copilului nu-i mai e moale. Lasă să vă judece tribunalul și cum să o alege, așa va fi bine. Voi cum credeți, eu ți-am zis ce gândesc? Gigeta îl privi lung. Întreaga făptură, părea încleștată, concentrată într-un efort maxim. Întrebă, abia mișcând buzele. Unchiul fane, v-a mai sunat? Mai căsa cu gândurile îndreptate spre viitoarele, inevitabilele necazuri, nu auzi. Ce ai spus? Ziceam de fane, mai știți ceva de el? Nu, mamă, cred că-s pe puțin 3-4 ani de când nu ne-a mai căutat. Nu-i așa tase? Continuă fără să aștepte răspunsul. Dar ce, ai vreo nevoie? Întrebăm la telefon. Sper că nu s-a schimbat, spuse Gigeta ca pentru ea. Bătrâna făcea socotel, clipind mărunt cu ochii în tavan. Așa trebuie să fie, trei, patru ani, ba nu, cinci, când am zugrăvit și l-am căutat pentru icral? Nu-i așa tase? Bătrânul Stănescu simți o strângere de inimă și rămase cu ochii ațintiți în preșul de cârpe care o crotea covorul. Cineva bombardă soneria șase ori, șapte impulsuri, într-un staccato violent. Johnny Diamandescu se uită la ceas, apoi la Dinu. ăsta e precis, Nelu, nu mai el sună așa de nebun. O tresărire de spaimă trecu prin ochii tânărului Paulian. Instinctiv, dădu să se ridice, dar se stăpâni. Aprinse nervos o țigară, fără să-și dea seama că ultima, neterminată, ardea încă pe marginea scrumierei. Diamandescu zâmbi, începe să fie al naibii de distractiv și se îndreptă spre vestivul. Tirul soneriei fusese reluat agresiv, simțea nerăbdarea celui din fața ușii. Nelu Ciprian își făcu intrarea exploziv vulcanic în nota obișnuită. Ura! Credeam că nu sunteți acasă. Unde-i Nina?" Johnny zâmbi. Imaginează-ți că unii e original și mai are și serviciu. Încerc, răspunse Ciprian și se repezi cu mâna întinsă spre Dinu. Salve, vecior! Îmi pare bine că te văd. How do you do? Paulian își ridică privirea, dar nu se siză nimic dincolo de expresia deschisă, luminoasă și încercă să pară indiferent. So and so. Nelu se îndreptă spre bufet, ceru din ochi avizul gazdei și își turnă vodcă într-un pahar impresionant închină în aer și izbucni. Dinule, de fapt pentru tine am venit. Mă, voi ați nebunit? Asta vă preocupă pe voi acum înainte de alegeri? Tânărul Paulian, cu ochii în fundul ceștii de cafea, rosti încet. Nu știu la ce te referi. Diamandescu se amuza copios. Fii puțin mai subtil. Ce subtil, domne? Explodă Nelu Ciprian. Suntem amici de o viață, nu facem pe ipocriții. Mi-a povestit Dora. Ce ți-a povestit? Se interesă Johnny dulce. Nu fă păistețul, au intrat în damblaua divorțului. Lăsați-vă, domnule de prosti. cum sună textul. Avem chestiune arzătoare la ordinea zilei. Alea de la PNCCD? Se interesă Johnny. Ciprian dădu din mână, nu discut cu neserioși și se adresă exclusiv lui Paulian. Dinule. Îți comunic o părere personală. O nevastă cu de era, e mai bună decât una nouă. Cel puțin știi la ce trebuie să te aștepți. Bănuiesc că ai picat după vreo pipiță. Fă-ți numărul și... Ia te uită!" îl întrerupse diamant descurâzând. Așa procedezi tu!" Completă malițios, savura nespus situația, Ciprian pleda pentru o situație în care era în primul rând implicat fără să o știe, Dinu trăia de neliniștile trădătorului. Sunt curios ce părere are Dora!" Ciprian îi întoarse spatele. Hai, Sictir!" Asta vroiam să zic, Dinule, punctează de-a și gata, salcă-mi în floare și o pereche de fese mai nostime, nu uți de ajuns pentru o separațiune." Poate că nu-i doar o damicelă, protestă moale Paulian. Respira ceva mai liniștit, un fapt era limpede. Nelu vorbea la modul general, nu știa nimic. Ciprian își pipăi nervos buzunarele, verifică precipitat și mașinal dacă nu-i lipsesc cheile țigările bricheta și sări efectiv de pe scaun. Băieți, mă grăbesc! Suntem în plină campanie! Fugi, dinule! Prezintăm cu coana! Diagnostichez la fix! dar oricum nu merită. Gândește-te de bine, îți stau la dispoziție. Diamandescu descurâse, între două mitinguri în piața universității. Nelu Ciprian se repezi spre ușă. Nu discut cu tine politică, ești nul, zero. Ok, apropo, ce ai zice dacă Zora, Dona, Dora ți-ar face o figură asemănătoare, identică și la fel? Ciprian se opri cu mâna pe clanță. Adică, ce vrei să spui? Să-și facă de-am cu un tipoare care. Țin seama de ce ai recomandat lui Dinu. Și pe urmă suntem oameni conștienți și responsabili. Am revenit la itinerarul normal, trebuie să ne concentrăm pentru alegeri. Ciprian îl privi lung. Tot nu înțeleg. Hmm, păi tocmai asta e. Râse Diamandescu și turcoazele din privire îi se aprinseră. Ai fi la fel de generos? Nelu Ciprian îi prinse reverele bluzei, aproape că l ridică. Ce vrei să spui? Că Dora... Început să râdă. Parcă făceai bancuri mai bune. Anchetatorul scuipă sâmburile de caisă și l aruncă pe fereastra închisă. Pe fereastra deschisă se întoarce fără chef la masa de lucru. Dacă ar fi fost după el, i-ar fi adunat pe toți la un loc, le-ar fi tras o păruială pe cinste să-și bage mințile în cap, i-ar fi expediat acasă cu un șut în fund și ar fi clasat dosarul. Crimele astea pasionale îi se păreau neserioase, pierdere de timp prețios, când probleme cu adevărat importante, grave, Uite vagonul cu olea, pe și lângă birou, așteaptă să fie rezolvate. Pasionalii, îi explică unui coleg, nu sunt periculoși. Ea a apucat odată amocul, dar nu recidivează. Da, apropo de amoc, ce nu pricep eu, domnule, e altă chestie. Accept, poți accept că ăștia, componenții triunghiului, zi patrulaterului conjugal, când țopăie cadril prin preajmă și al doilea soț inocent, avem de-a face cu două perechi, nu? Zic, dar pot înghiți ideea că toți patru, înfierbântați la glande, se țăcănesc. Colegul îl privi amuzat. Dar ce nu pricepi? Anchetatorul zbieră. Că nici ceilalți din jur nu rămân normali. Toți parcă nebunez la ficat. Oamenii în toată firea, unii cu posturi de tăia amețeala, își pierd mințile. Se vâră singuri în rahat. În fond, ce-ți pasă? Treaba lor! Celălalt se holbă vână de furie. Cum ce-mi pasă de șteptule? Cum ce-mi pasă când fiecare ascunde un satâr în sutien sau un izmene?" Și atunci te întreb, cine l-a scos? Celălalt început să-și vadă de treabă plictisit. Hai că exagerezi. Întâi că nu s-a lucrat cu satâru, doi, ai în obiectiv cel puțin trei-patru amărți care ies categoric din cauză." Ești amabil să-mi spui și mie care ar fi ăia?" No.